It's living every moment like it could be our last. For a heart to rest it till they rest in love's caress. And the moments we remember, they interleave our hearts like a tapestry surrounding us that we forget to touch. It's why we wake up every morning. It's why we seek each other's smile. It's why we know that it's all worth it. It's why we hold on, we make the sacrifice. It's in the și Alexandru. Da. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, din vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserică.
biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru nobilul Dumnezeu Alexandru și Maria Carmen, care acum se locodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, paștică și ajutor, pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți și noi de toate cazuri, mânia, primiștia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul Tău. Sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să rugodește, Domnul Dumnezeu. Haideți, mai fac un pic. Roava de Dumnezeu, Maria Carmen, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rugodește robul lui Dumnezeu Alexandru cu roava de Dumnezeu, Maria Carmen, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rugodește robul lui Dumnezeu Alexandru cu roava de Dumnezeu, Maria Carmen, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea, și în veci vecilor. Amin. Se rugodește roaba lui Dumnezeu Maria Carmen, cu rublă ziua Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rugodește roaba ziua Maria Carmen, cu rublă ziua Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rugodește, roagă ziua Maria Carmen, cu roagă ziua Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Însuțați acum, stăpâne, binecuvântează această punere a inelelor, binecuvântare cerească și îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieților, că s-a binecuvântat numele Tău, s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pace Domnului să ne rugăm. Pacea de sus pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Domnul Dumnezeu Alexandru și Maria Carmen, care acum se însoțesc unul cu altul, prin tainea nunții, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și cea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izlăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu răscătoarea, cu rurea Fecioară Maria, cu toți sfinții,
S-o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi și legile viații și toată viața noastră, de Hristos Dumnezeu, s-o dăm. Ție, Doamne! Găsește cu mine toată mărirea, ținția și chinăciunea Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule cel Sfânt, care din țară ne-ai făcut pe om și din coastă nu ai făcut femeie, și ai sătită lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slave tale, să nu fie omul sigur pe pământ, însuși acum stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe robătul Alexandru, cu roaba ta Maria Carmen și binecuvintează-i pe dânsii. Unește-i pe dânsii într-un trup, într-un gând, înculează într-un trup, dăruiește-le roată pânte celor dubrire prunci buni. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și cu Dumnezeu Dumnezeu Alexandru, cu Dumnezeu Maria Carmen, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și cu Dumnezeu Dumnezeu Alexandru, cu Dumnezeu Maria Carmen, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu Alexandru, cu roapă Dumnezeu Maria Carmen, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa vă rog, Dumnezeu, de părință, până la dreapta, până la dreapta. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să-i bunură roapă lui Dumnezeu Maria Carmen, Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundă roaba lui Dumnezeu Maria Carmen cu robul Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundă roaba lui Dumnezeu Maria Carmen cu robul Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, încurunează-i pe dârșii. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, încurunează-i pe dârșii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, cununează-i pe dânsii. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, pus ai pe capetele lor, cum de piatră, cu frumia, sau când la tine și de aia la tuturor. Înțelepciune! Bine fiți doar către Fesenia, Sfântului Apostol Pavel, bine! Să luăm aminte! Și fiecare îl păzește și îl plănește precum și Hristos Biserica, pentru că suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui și din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în Biserică, astfel și voi fiecare să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Pace ție, genitorule! Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie de la Ioana, citire! Mărire ție, Doamne,
s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus se afla acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai iau vină, iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor care slujau să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo șase vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, care nu au câte două sau trei pietre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, acum scoate și duceți nunul și i-au dus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe bine și a spus, orice om pune de vinul cel bun și după ce a băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat mărirea sa și au crezut într-însul ucenicii lui. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să puteți să mă te chema pe tine într-un ziul cel ceresc, Tată, și a zice... Tatăl nostru, care le ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noastre. Și nu deduce pe noi în ispită, ci ne izlovește de cel viclean. Tata este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, ce toate ai făcut în puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat unul a tuturor celor făcute de Tine. Și acest pahar de obște pe care îl dat celor ce se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează cu binecuvântare duhovnicească. Că s-a binecuvântat numele Tău, s-a preamărită părăția Ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci și veci nouă. Pe Dumnezeu
cea de o fi. Am neprinte de coroniță. Mărit să fii mire ca Avram și binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțumesc ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate, oruncile lui Dumnezeu. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și Tu, mireasă, mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduierile legii. Căci așa a binevoit Dumnezeu. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curia și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Într-un numele Domnului, preacucește părinte, binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galileea a nuntă cinstită, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și tuturor daților apostoli, ale Sfinților Dumnezeu cununat și tocmai cu apostolii împărații Constantin și Elena, a Sfântului Marelui Mucenii Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți miri, cinstiți nași, iubiți dântași, onorate familie, ne aflăm în Sfânta Biserică, unde împreună ne-am rugat pentru această familie nou întocmită, robii Dumnezeu Alexandru și Maria Carmen. Ne-am rugat ca Dumnezeu să binecuvinteze această rugăciune a dumneavoastră, această legătură a dumneavoastră, iubiți miri, și să o transforme dintr-una după trup și să o transforme într-una sfântă și fără de prihană, care să dăinuiască până la sfârșitul zilelor dumneavoastră. În fața ofițerului stării civile a semnat un act, să nu mai lași niciodată de mână, prin care dovediți că sunteți cetățeni căsătoriți, sunteți familie a patriei noastre românești. Dumneavoastră fiind crescuți, botezați în religia creștină-ortodoxă, ați venit în fața Sfântului Altar pentru a legaliza această legătură a dragostei dintre dumneavoastră și în fața lui Dumnezeu, în fața cerului. Noi ne-am rugat. De aici încolo trebuie să vă rugați dumneavoastră ca Dumnezeu să vă ocrotească. Sunteți unul pentru altul îngerii păzitori. Pentru că astăzi ați primit un înger păzitor al familiei. Și îngerul acesta trebuie să aibă grijă de familie. Fiecare dintre noi avem îngerul nostru păzitor pe care l-am primit la botez. E numai al nostru. Se ocupă numai de noi. De familie este încă un înger pe care l-ați câștigat astăzi, l-ați dobândit dumneavoastră, prin credința dumneavoastră și prin dragostea care astăzi
s-a binecuvântat aici de către Tatăl Cel Ceresc. Așa va fi, legătura dumneavoastră va fi binecuvântată și de aici încolo, dacă veți pune la temelia căsniciei dumneavoastră această dragoste care v-a unit astăzi aici, v-a adus în fața Sfântului Altar, să vă simți jurământ că veți păzi această legătură a dragostei dintre dumneavoastră sfântă și fără de prihar. Și că nu vă veți abate de la rânduielile dumnezeiești niciunul, nici altul. Îngerul acesta, păzitor al familiei, trebuie să-l aveți cum se cuvine fiecare. Îngerul păzitor al miresei este mire. Îngerul păzitor al mirelui este mireasa. Nu e glumă, pentru că dacă vreți să fiți fericiți, numai așa se poate. Altfel, nu vezi. Vă pun la suflet un lucru care îmi place. Carmen. Știți ce înseamnă Carmen, da? Cântă. Pentru dumneata să fie viața dumneata de familie, un cântec. Și pentru viața să fie o cântare. Dorim să fiți fericiți. Și așa va fi cât va ținea dragostea dintre dumneavoastră. Aveți sprijin. Două perechi de nași care întâi și întâi sunt mături în fața lui Dumnezeu de bunul vers al dumneavoastră, în lumea aceasta, și apoi oricâte ori va fi nevoie să fiți apropiați, ca voi să sunteți apropiați, unul cu altul să vă sfătuiți, să vă cereți sfatul, să vă respectați și să vă iubiți, și dragostea va fi din ce în ce mai mare. Aveți de dumneavoastră părinții dumneavoastră care v-au dat viață, v-au crescut, v-au ocrotit, v-au dat drumul în lume acum, sunteți liberi, dar dragostea asta de familie nu trebuie uitată niciodată. Dragostea față de părinți nu se uită niciodată. Duceți bucuriile dumneavoastră și familia dumneavoastră, care nu vă cere nimic. Și doar să știe că sunteți fericiți, că vă iubiți și e bine pentru dumneavoastră în lumea aceasta. Să nu uitați de nuntașii dumneavoastră, care a venit să fie alături de dumneavoastră la acest deosebit eveniment din viața dumneavoastră. Să vă bucurați cu toții, iar noi preoții vădem binecuvântare de la Tatăl Cel Ceresc, care să vă ocrotească și să vă ajute pe toate cărările vieții. Să trăiți la mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La Domnul tot
astăzi.